300 de reprezentanți ai studenților din organizațiile studențești din toată țara vor participa timp de 9 zile la primul eveniment organizat de ANOSR în format fizic de la începutul pandemiei, planificat pentru intervalul 12-20 august. Evenimentul, aflat la cea de-a 15-a ediție, este poate cel mai important și amplu de acest gen din țară, dedicat studenților. Activitățile propuse au în prim plan discuții despre nevoile și interesele studenților din țară, cu scopul identificării și soluționării problemelor întâmpinate, dezbateri pe diferite tematici de interes din societate. Deschiderea evenimentului va avea loc în 12 august la Teatrul de Vară din Baia Mare. În primele 4 zile, participanții vor beneficia de sesiuni de formare în domeniile educațional, resurse umane, scriere de proiecte, relații publice, imagine, IT, legislativ, secretariat, leadership. Pe durata acestor activități, formatorii ANOSR vor facilita anumite sesiuni de formare, se vor asigura că toată informația este adresată într-un mod cât mai eficient, vor răspunde la întrebările adresate și vor face activități pe domeniile respective pentru a se asigura de calitatea informațiilor transmise.